ascultăm trupări în mod ironic. Să știm, am găsit pe canalul meu, eu sunt Tea, Tea Mișan de la Cluj. Și astăzi facem un vlog, dar ca niște zei. Nu mă puteam ține, am stricat tot încă o dată. Dar ca mulții. Să știm, am găsit pe canalul meu, eu sunt Tea, Tea Mișan de la Cluj. Și astăzi facem un vlog special în care prietenul meu mă duce într-un loc secret. It's a secret, it's a surprise. O vrut eu să mă duc așa, că este un prieten minunat și cute. Îți curioasă unde o să ajungem, cu siguranță o să-mi placă, pentru că mi-e place să fiu dus oriunde pe cine păcălim. Am văzut pe GPS că facem 2 ore jumate, dar la cât de bine știu eu geografia României, chiar nu prea știu exact unde ar putea fi, dar deja am văzut că am 500 de indicatoare care duc la Oradea, deci... S-ar putea să fie aia destinația, dar fiindcă tot la 10 de mai apare un indicator către Oradea. Cred că se potrivește și timpul. I don't even know. Șoferi din doile în pula mea. Lasă, ascultă niște trupări să te relaxezi. Dar mai încet pe Coyotul. Dar mai încet pe Coyotul. Ca să pot să-mi zic replica. Așa-l chema pe vocalist la trupări, Andy. Nu știu, pe Coyotul. Coyotul. Am ajuns la casele frumoase. N-ai cum să nu iubești aceste construcții frumoase. Oh my god, e atmosfera. Te rog, nu pleca de n-ai. Dai. Albastre flori de mai. Ei, albastru. Uite la V. De la albastre. Albastre flori de mai. Mă tem. Oh, veni Bucovina, trebuie să dăm skip. Mie îmi place Dan Bălan în mod neironic, ca și un pic rău, dar chiar îmi place. E fain. Ascultă ce frumos cântă fata asta. Dan Bălan nu face nimic. Și nici măcar nu i-o scris numele. Era săraca fată. Deci fata asta a cântat toată piesa lui Dan Bălan și el o scris numai numele lui. Și fata asta nicăieri, nici nu știi cine îi. Știi cum o cheamă? Nu știi. Dan Bălan, dacă vezi asta, să știi că ești nesimțit. Sunt convinsă că o să mai de nu să fie foarte afectat. Aha, Oradea în față. E, ce intuiție de vânător am eu. Sunt curioasă dacă mergem la Oradea. Trebuie să venim și noi la autogrill aici, alături de toți tiriștii, să mâncăm niște mici cu muștar. Trebuie să-ți pui mâna pe piciorul meu ca să fie un clișeu. Am ajuns. Glumesc. Și am ajuns în Oradea. Am ghicit, yes. Numai că am ghicit pentru că sunt deșteaptă și am o intuiție de fier. Vrei să mâncăm la American Table? Pentru că ești un American boy. Strada Independenței. Înghețături. Mergem la înghețături. Ce frumos e aici. Frumos la Oradea, frumos. Zâmbește la Tea Mișan Vlogs, domnule. Wow, e un magazin de alcool chiar aici, lângă noi. Suntem la apartamentul romantic. Mama mia. Let's go. Hai să vedem. Oh my god. Ok. E super. Oh my god. Ai de viața mea. Wow.
ce de prințese. Nu ne putem muta aici. Oh my god, avem cadă. Thank you, boy. Vai, ce bine miroase în baie. I like. Thank you. Uai, ce frumos arată să-mi bag. Exact așa vreau să-mi decorez și eu casa. Și eu mereu mi-am dorit un pat cu baldachin. You know I like the baldachin. Stai televizor? Oh, să ne uităm în cadă la TV, la cei 7 ani de masă. Și setul de coronavirus. Putem fuma deasupra orașului. Uai, și ce tapet. Damn, though, damn. Păpuci fucking roz de casă, yes, please. Oh my god, avem o apă cu caracatiță. Mișo, te acești așa în divers. E, ce apartament avem? Ia uitați ce a cumpărat Andy. Oh my god, o să mor. Like all this cheat food. Love. Și normal că o umplut frigiderul cu alcool. Oh my god, am găsit pe stradă King Art. Gen, trebuie să mergem la căcatul ăsta de mizerie. Let's go. Am venit la Via 29 să ne dăm cu mâncare. Ca românul, dar de aia merg la terasă. Damn, la carbonara, pizza, crusty fry, yeah, pizza. De aventură nu te feri, hai în excursie cu ferii. Super rimă. Atât au putut. Acum ne-am trezit de-a mea și mișit din hotel pentru că normal că ne-am culcat de-a mea după pastele și pizza aia. I need my sleep, bitch, I need my sleep. Și acum am ieșit să ne plimbăm prin oraș și poate să mergem la o înghețată. Îmi scoate la o înghețată prietenul meu minunat. Pentru că îmi place înghețata. Își dă cu apă. Aici, se tine. Pe aici ați bazat? Ba da, pe dacă nu știam, treceam. Te călca tramvaiul. Cata eram. Am nimerit în oraș chiar când e tiful, lol. Hei, tramvai, chiar trebuie să plătești bilet. Sau poți rămâne aici să plătești pe gratis. Am vrut să ieșim la înghețată, dar ne-am oprit la birt, că era mult mai important să bem. Am luat un Hugo și un frappe cu Baileys, dar nu crezi că beau eu cafea fără alcool. Și am zis de cu vin, like always. Eu zic că am ales înțelept să mergem să bem în loc de înghețată. Mi like it. Am de fericit. No, ia uitați ce seară. Am pornit apa în cadă să face baie, mi-am dus Prosecco, dulciurile de la Lidl. Și imediat începe Bravo Ice Steel la televizor. Păi dar nu e asta o viață de român, mă. Hello, ne-am trezit dimineață și am comandat un breakfast. Un breakfast de la Snooze, se numește. Ne-am luat niște bagels. Bagels cu avocado și ou și cream cheese. Andy și-a luat o cafea, normal. Ia uite, cu Sibiu. Cu Oradea, pardon. Aici am un smoothie, cafea cu peanut butter și banane. Și am mai luat și un overnight oats pentru că am fost pofticioasă, deși eu o să-l mănânc peste câteva ore.
Știți ce fac românii la Oradea? Merg la Jumbo, normal. This is really exciting pentru că e fix sezonul Halloween-ului. Eu nu ratez nicio ocazie să mă costumez. Mereu mi-am dorit de astea să mă duc la colindat în America. Păcat că am stat la Cluj și nu vine nimeni la trick or treat. Obviously, I don't need this, dar normal că trebuie să iau un pahar de ăsta. Să-mi fac planuri să omor pe cineva în timp ce beau prosecco din el. Check out this style, though. N-arăt ca Eminem. Ce aia? Căciulă festival, lupul cel rău. Așa se numește. Da. Noi suntem ordinul și vom ataca sirenele. El crede că glumim. Nu glumim! Ia uite, buzduganul din harap alb. Cu ăsta mă l-a lovit până în cap. Urăsc. Pregătiți-vă să fiți orbiți de această oglindă. Wow, damn, câtă putere. Ok, și normal că acum urmează un Jumbo haul care e un haul de la Jumbo. Evident, sunt numai chestii inutile. Deși am reușit să renunț la buzduganul ăla pe care l-am pus în coș. Ne-am luat o mapă de asta cu cactus. Do I need it? No, but it's cute. Un fel de neseser. Am mai avut un de ăsta, s-a rupt în 10 minute, așa că mi-a mai trebuit unul. Un de ăsta pentru proiecte. Pentru că eu sunt o fată conștiincioasă și arăta drăguț așa cu sclipici. Șosete. O acadea cu Peppa Pig. Like, who doesn't love Peppa Pig? Hey, Susie! Do you know how to whistle? Și închide telefonul. Nu știm eu cu Peppa. Am luat păpuci de casă. O, poate ăsta e Susie. E fluffy as fuck. Cervețele cu Frozen și cervețele de geantă cu Frozen. Dar mi-am luat și paharul ăsta din care să beau în timp ce complotez cum să distrug lumea. Acadea de Halloween. Am luat un suport de creioane. I-am luat la tata o pipă pentru că mi s-ar părea că ar arăta amuzant având această pipă. Cred că de un an tot caut agrafe de genul și am găsit la Jumbo, lol. Mai mult Halloween candy. Am luat niște gene false de drag queen. Poate o să mai am nevoie cândva. Brown rice cakes de astea și o gumă. Astea ca astea, dar nu ați văzut ce am luat în spate. Avem un nou pasager. Am luat un urs gigantic pentru nepotul nostru, care încă nu există, dar va exista soon. Am mers 2 și am plecat 3. Și cum acesta a fost vlogul, nu uitați să dați like, subscribe și comentarii, să-mi dați follow pe Instagram. Nu pe Facebook pentru că este pentru boomeri. Și v-am pupat. Sper că v-a plăcut, nu uitați în fiecare marți. Bye!